Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! Vă plac măsculițele? Știu că vă plac! Mie la fel îmi plac! Dar vreau să vă zic cum zic profesorii de limba franceză. Iuhu! Le cours de thé se fini! Wow! Avem 2 săptămâni de vacanță, apoi vom vedea. Vom continua. Sper să continuăm, să avem dorința să mai continuăm să studiem limba franceză. Astăzi o măsculiță care o puteți aplica seara, fiecare seară o puteți aplica. Pentru a vă simți bine, pentru lifting, pentru hrănirea tenului și pentru a înlătura ridurile. Ridurile adânci. Deci vom folosi gălbenușul de ou. Îl separăm de albuș. De ce am luat gălbenușul? Pentru că gălbenușul conține lecitină, aminoacizi, care hrănește pielea și are un efect anti-îmbătrânire. Deci am separat albușul de gălbenuș și îl pun într-un vas. Un pic s-a scurs, nu-i nimic. La albuș adaug, am aici uleiul meu preferat, uleiul din păpădie. Voi puteți adăuga uleiul vostru preferat vegetal, ulei de argan, ulei de măsline, chiar puteți și ulei de ricin, dacă vă doriți să vă albiți pielea. Deci adaug o linguriță de ceai. Vai! Ce aromă minunată de la uleiul de păpădie! Dacă iubiți și vă place să preparați uleiuri la domiciliu, în descrierea filmulețului vă voi atașa link-urile playlist-ului unde aveți de găsit uleiurile. Am amestecat uleiul de păpădie. Uleiul de păpădie conține tanine, vitamina C. Păpădia, cunoașteți că are cel mai înalt indice alcalin. Pentru persoanele care au cuperoză, au acnee, folosirea păpădii este binevenită. Și am amestecat binișor și mai adaug o căpsuliță de vitamina E. Vitamina E, cea mai puternică vitamină anti-age. Amestecăm și fiecare component amestecăm bine-bine, cu iubire, cu dragoste, pentru a energiza măsculița. O amestecăm doar într-o direcție. Doar într-o direcție. Pentru ca moleculele fiecărui ingredient să se închege cu celălalt. Și mai adăugăm, ghiciți ce? Suc de lămâie, 10 picături. Sucul de lămâie conține acizi organici, acidul ascorbic, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dacă aveți pielea sensibilă, puteți adăuga doar 5 picături. Sucul de lămâie. Aici joacă rolul de catalizator, de stimulare, ajută la penetrarea substanțelor active din ingredientele noastre superbe. Măsculița este gata. Vai, ce culoare galbenă! Aici ușorul este de la găină și este proaspăt. Chiar de sub, luat de la fermă. Și vroiam să vă zic să trageți atenție la
lavabilitatea ouălor, ouul să fie uscat, oi, să fie proaspăt, mă scuzați, să fie uscat, pielea să fie demachiată, tenul demachiat, pielea curată, să nu fie umedă, am avut în vedere, tonizată și seara, la oglindă, alintați-vă cu această mască superbă de întinerire. Deci, aici s-a primit o porție pentru 2-3 zile, vreau să zic. Pentru că masca se aplică un strat subțire, pe seară. Deci, aș vă recomand să o aplicați în fiecare seară. Puteți să vă faceți cure. 5, 7, 10 zile, poate 12 zile, poate 14, 2 săptămâni. Încercați! Dacă sunteți până la vârsta de 40 de ani, o puteți aplica 5 zile ca o cură. După 40 până la 50, 7, măsculiți în fiecare zi. Iar la vârsta elegantă, la vârsta elegantă, nu vreau să vă zic ce vârstă, de fapt, după 50, 55, 60, subsemnata, aplicați 2 săptămâni intens. Tenul se împrospătează, tenul se hrănește cu ingrediente active, cu substanțe nutritive, un strat foarte, foarte subțirel. Nu uitați de zonele deficitare, lângă ureche, în jurul gurii, în jurul ochilor. Când măsculița începe să vă strângă, puteți să o înlăturați cu un șervețel sau cu un prosop muiat în infuzie de plante medicinale, dacă aveți pregătite. Sau cu apă călduță. Apoi aplicați o cremă de îngrijire de noapte. Eu sper să vă placă această măsculiță. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că sunteți cu mine, mă susțineți și susțineți comunitatea. La revedere, cu drag de voi, vă iubesc și vă îmbrățișez!